Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, Astăzi avem în față un capitol minunat. Acest capitol cu numărul 26 din Cartea Levitic este într-adevăr o minune. Este o istorie profetică prin care este prezentată stăpânirea de către Israel a țării promise până în ziua de astăzi și care conține și condițiile în care vor ocupa izraeliții în viitor această țară. Această secțiune are o relație cu totul aparte în restul cărții Levitic. Aici nu avem mari lecții sau ilustrații spirituale, ci numai cuvântul direct al lui Jehova către poporul Israel cu privire la viitorul acestuia. Aceasta este istoria scrisă în avans de Dumnezeu, care dezvăluie pe ce bază a intrat Israel în Canaan și posesiunea temporară asupra acesteia. Capitolul este dominat de cuvântul dacă. El apare de șapte ori în acest capitol și de fiecare dată este legat de condițiile în care va ocupa Israel țara. Dumnezeu acționează și reacționează în conformitate cu răspunsul poporului Său la aceste condiții. Ascultarea este temeiul binecuvântării în țară. Acest capitol nu este numai un calendar al istoriei poporului evreu, ci servește și ca barometru al binecuvântărilor acestui popor. Prezența lor în țară, căderea ploii, recolta bogată, toate acestea denotă favoarea arătată lor de Dumnezeu. Absența din țară, foamea și seceta arată judecata lui Dumnezeu venită în urma neascultării poporului. Noi suntem binecuvântați cu toate binecuvântările cerești în Hristos Isus. Cu toate acestea, există și aici niște dacă. Dumnezeu vă iubește și vrea să reverse asupra voastră binecuvântările lui, sunt sigur de aceasta. Dar voi puteți să vă ascundeți sub umbrela indiferenței. Sub umbrela păcatului, sau sub umbrela ignorării Voii lui Dumnezeu. Dacă procedați astfel, soarele dragostei sale nu va ajunge la voi. Trebuie să strângeți umbrela pentru a avea parte de experiența binecuvântărilor sale spirituale. Dar să vedem ce aduce textul capitolului. Să nu vă faceți idoli, și să nu vă ridicați nici chip cioplit, nici stâlp de aducere aminte să nu puneți în țara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri ca să vă închinați înaintea ei, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziți sabatele mele și să cinstiți locașul meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. Aceste două versete rezumă prima parte a celor zece porunci care vizează relația omului cu Dumnezeu. Respectarea acestor porunci era esențială pentru rămânerea lui Israel în țară. Dacă voiau să ia țara în stăpânire, evrei erau datori împlinirea acestor cerințe. Țara le este dată, dar ei se pot bucura de luarea ei în stăpânire numai dacă ascultă de Dumnezeu. Și iată care erau cerințele. În primul rând, evrei nu aveau voie să-și facă idoli. Cuvântul ebrai pentru idol, Elim el înseamnă un nimic. Deci evrei nu aveau voie să-și facă un nimic. Este foarte greu să faci un nimic și totuși, Există astăzi mulți oameni care fac un nimic din relația lor cu Dumnezeu. Orice lucru care ia locul lui Dumnezeu, dragii mei, este un nimic. În fața imensității divine, nimic nu poate avea valoare. Cuvântul pentru chip cioplit înseamnă un chip sculptat în lemn. O piatră împodobită cu chipuri însemna idol sculptați în piatră. Poporul lui Dumnezeu nu avea voie să se închină înaintea unui idol sau înaintea imaginii sale. Această interdicție este prezentată și în capitolul 19 din Cartea Levitic. În al doilea rând, poporul trebuia să țină sabatele Domnului. Apoi, poporul lui Dumnezeu trebuia să aibă reverență față de locașul cel sfânt al Domnului. Sabatul, locașul cel sfânt, închinarea înaintea lui Dumnezeu sunt toate legate una de alta. Caracterul lui Jehova constituie temeiul ascultării și împlinirea acestor cerințe. Eu sunt Domnul, spune Dumnezeu. În momentul în care aceste cerințe sunt împlinite, Dumnezeu dădea binecuvântarea. Dacă veți urma legile mele, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, vă voi trimite ploi la vreme, pământul își va da roadele și pomii de pe câmp își vor da rodurile. Abia veți trăiera greul și veți începe culesul viei, și culesul viei va ținea până la semănătură. Veți avea pâine din belșug, veți mânca și vă veți sătura și veți locui fără frică în țara voastră. Voi da pace în țară și nimeni nu vă va tulbura somnul. Voi face să piară din țară fiarele sălbatice și sabia nu va trece prin țara voastră. Observați că acest fragment începe cu dacă. Dacă poporul lui Dumnezeu va umbla în căile lui Dumnezeu, dacă va respecta un anume mod de viață, Dumnezeu promitea anumite lucruri. Stăpânirea țării depindea de ascultarea de voia revelată a lui Dumnezeu. El recunoaște libera voința oamenilor. Dacă voi ascultați, Dumnezeu va binecuvânta. Se pare că în țara lor, principala dovadă a binecuvântării lui Dumnezeu ca răspuns la ascultarea lor este ploaia. Găsim același lucru repetat și în Deuteronom și în scrierile profeților, de exemplu în Ezechiel, capitolul 34, versetul 26 le voi face pe ele și împrejurimile dealului meu o pricină de binecuvântare. Le voi trimite ploaie la vreme și aceasta va fi o ploaie binecuvântată. Profeții așteptau cu nerăbdare ziua în care acest lucru se va împlini în Israel. Este o zi care n-a venit încă. Făgăduința lui Dumnezeu pentru poporul său consta în stăpânirea țării, ploaie, rodnicie, pace. Această țară mică nu are nici astăzi pace. Nu are niciun rost să comentăm acest lucru pentru că niciunul dintre noi nu are pace. Totul se leagă de acest cuvânt, dacă. Dumnezeu a primit binecuvântarea dacă vor fi împlinite anumite cerințe. Veți urmări pe vrăjmașii voștri și ei vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. Cinci din voi vor urmări o sută și o sută din voi vor urmări zece mii și vrăjmașii voștri vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. Victoria asupra dușmanilor făcea parte din binecuvântarea lui Dumnezeu pentru poporul evreu. După cum știți, acest lucru a fost împlinit cu adevărat de multe ori de-a lungul istoriei acestui popor. Când poporul se întorcea la Dumnezeu, el ridica un Samuel sau un David, o Deborah sau un Gedeon sau un Ilie. Ei au apărut și au jucat rolul pe care îl cunoaștem astăzi, pentru că Dumnezeu își respecta promisiunea. Ei au fost biruitori în fața dușmanilor lor și această biruință făcea parte din binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu mă voi întoarce spre voi, vă voi face să creșteți, vă voi înmulți și îmi voi ținea legământul meu cu voi. Veți mânca din roadele cele vechi și veți scoate afară pe cele vechi ca să faceți loc celor noi. O explozie demografică în Israel era tot o parte a binecuvântării. Astăzi lumea nu mai crede că aceasta este o binecuvântare, Creșterea populației nu ridica însă și problema hranei, pentru că ei urma să fie binecuvântați cu atât de multă hrană, încât trebuia să înlăture vechile rezerve pentru a le depozita pe cele noi. Îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va urâ continuă binecuvântarea Domnului. Să nu spuneți că Dumnezeu nu urăște păcatul. Sigur că lurește. El nu va face niciun compromis cu păcatul din viața mea sau viața voastră. Însă. El iubește păcătosul. Cortul întâlnirii care se afla în mijlocul poporului era o dovadă a binecuvântării lui Dumnezeu. Aceasta este mare nădejde pentru viitor, care va fi împlinită în cele din urmă pentru pământul cel veșnic. Voi umbla în mijlocul vostru. Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Dumnezeu a promis că va avea părtășie cu cei care ascultă de el. Același lucru ne-l spune și nouă astăzi. Iată ce citim în prima a lui Ioan, capitolul 1, versetul 7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi, dragii mei. Iată ce spune și Apostolul Pavel. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul vostru. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de deci ce este necurat și vă voi primi. Sunt cuvinte adresate corintenilor în cea de-a doua epistolă, în capitolul 6. Dumnezeu vrea părtășia cu noi, dar ea nu este posibilă dacă nu suntem mai întâi dezlipiți de nimicul acestei lumi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului, care v-am scos din robie. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat. Făgăduința viitoare a binecuvântării se bazează pe istoria solidă a trecutului, când Dumnezeu i-a eliberat pe evrei din Egipt. El le spune, am făcut acest lucru pentru voi în trecut. Nu credeți că voi proceda la fel și în viitor? Același lucru ne-l spune și nouă, dragii mei. Iată ce spune Pavel Filipenilor în capitolul 1. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Puteți fi încrezător, dragii mei, în faptul că, dacă Dumnezeu va purta până acum, El vă va duce cu bine până în ziua Domnului Iisus Hristos. Nu pot să spun decât aleluia la acest gând. Dar dacă nu mă ascultați, continuă cuvântul Domnului, și nu împliniți toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru urește rânduielile mele, așa încât nu împliniți toate poruncile mele și rupeți legământul meu, fiți atenți la cei trei dacă din aceste două versete. Acesta se referă la încălcarea legământului. Refuzul de a asculta. Refuzul de a face, disprețul față de legile și instrucțiunile lui Dumnezeu, încălcarea legământului lui Dumnezeu, aduce judecata asupra poporului și asupra țării. Iată ce voi face atunci, spune Domnul. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea și frigurile care vor face să vi se stingă ochii și să piară viața din voi. Sămânța o veți în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. Îmi în voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi bătuți, și veți fugi dinaintea vrăjmașilor voștri. Cei ce vă urăsc vă vor subjuga și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Acesta este primul nivel al judecății. Groaza, lingoarea, frigurile, pierderea recoltei. Dușmanii urma să-i măcelărească, să-i înrobească și să umple de groază. Așa s-a întâmplat adesea în Sordida și trista istoria poporului evreu. Citim în Biblie că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a dat pe mâna unor prădători care i-au prădat. Profeții atrăgeau atenția poporului prin mesajele lor asupra faptului că acesta încălca legământul făcut cu Dumnezeu. Iată de exemplu cum vorbește Eremia poporului. În capitolul 5, versetul 17 găsim așa. El îți va mânca secerișul și pâinea, îți va mânca fiii și ficele, îți va mânca oile și boii, îți va mânca via și zmochinul, și îți va trece prin sabie cetățile întărite în care te încrezi. Iată ce spune Mica în capitolul 6. Veți semăna, dar nu veți secera. Vei stoarce măsline, dar nu te vei unge cu de lemnul lor. Vei face must, dar nu vei bea vin. Aceasta, dragi prieteni, se întâmpla în urma neascultării. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi frânge mândria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier și pământul de aramă. Vi se va istovi puterea fără folos, pământul vostru nu-și va mai da roadele și pomii de pe pământ nu-și vor da rodurile. Acesta este cel de-al doilea nivel al judecății. Dacă poporul persista în neascultare, Dumnezeu îi judeca de șapte ori, ceea ce însemna o judecată completă și absolută. Mândria lor urma să fie înfrântă. Numai cădea ploaia și recolta era distrusă în mod repetat. Dar iată și un al treilea nivel. Dacă și după aceasta vă veți împotrivi și nu veți voi să mă ascultați, vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi trimite împotriva voastră fiarele de pe câmp care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele și vă vor împuțina, așa că vor rămânea drumurile pustii. Acesta este cel de-al treilea nivel al judecății. Dumnezeu spune că, dacă vor continua împotrivirea și neascultarea, El va aduce de șapte ori mai multe nenorocire asupra lor. Dar, observați, dragi prieteni, că toate aceste urgii au un rol corectiv. Întotdeauna, după el, Dumnezeu aștepta, de fapt, întoarcerea poporului. Citiți în Cartea Judecători cum copiii lui Israel se ascundeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite, fugind astfel de mâna lui Madian. Era o urgie care se abătea asupra lor din pricina neascultării. Dacă pedepsele acestea nu vă vor îndrepta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă și vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi face să vină împotriva voastră sabie care va răzbuna călcarea legământului meu și când vă veți strânge în cetățile voastre, voi trimite ciuma în mijlocul vostru și veți fi dați în mâinile vrăjmașului. Când vă voi trimite lipse de pâine, zece femei vor coace pâine într-un singur cuptor și vi se va da pâine cu cântarul. Veți mânca, dar nu vă veți sătura. Acesta este cel de-al patrulea nivel al judecății. Observați că se repetă numărul 7. Dușmanul va distruge sistemul de apărare al poporului și ciuma îi va decima. Robia va fi rezultatul final. Ezechiel a lansat un avertisment serios în această privință. O treime din locuitorii tăi va muri de ciumă și va fi nimicită de foame în mijlocul tău. O treime va cădea ucise de sabie în jurul tău și o treime o voi risipi în toate vânturile și voi scoate sabia după ei. Isaia. Ieremia, Ezechiel au avertizat poporul cu privire la foamea care îi va lovi. Și așa s-a întâmplat. Dați-mi voie să vă spun, dragi prieteni, că la fel se va întâmpla și în timpul necazului cel mare, după cum arată capitolul 6 din Apocalipsa. De aceea să urmărim cu atenție ceea ce spune cuvântul Domnului. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vă cu mânie și vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Veți mânca până și carnea fiilor voștri. Veți mânca până și carnea fiicelor voastre. Acest lucru pare totuși prea sever și poate că veți spune că așa ceva nu se va întâmpla. Dar s-a întâmplat. Vă voi nimici înălțimile pentru jerfă, vă voi dărâma stâlpi închinat soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri și sufletul meu vă va urâ. Vă voi lăsa cetățile pusti, vă voi pustii locașurile sfinte și nu voi mai mirosi mirosul plăcut al tămâii voastre. Voi pusti țara, așa că vrăjmașii voștri care o vor locui vor rămâne încremeniți văzând-o. Vă voi împrăștea peste neamuri și voi scoate sabia după voi, țara voastră va fi pustită și cetățile voastre vor rămâne pustii. Acesta este cel de-al cincilea nivel al judecății, cel extrem. Era rezultatul războiului și al asediului asupra cetăților. Acest avertisment a fost împlinit în asediul Samariei și, din nou, în cazul Ierusalimului asedea de babilonieni sub conducerea lui Nebucadnețar. La fel s-a întâmplat atunci când Titus a atacat Ierusalimul în anul 70 după Hristos. Versetul 33 este o imagine a țării așa cum a fost ea vreme de 1900 de ani. Dragi prieteni, Dumnezeu face tot ce spune că va face. Atunci țara se va bucura de sabatele ei, tot timpul cât va fi pustită și cât veți fi în țara vrăjmașilor voștri. Atunci țara se va odihni și se va bucura de sabatele ei. Tot timpul cât va fi pustită, va avea o pe care nu o avusese în anii voștri de sabat când o locuiați. Lucrul acesta s-a împlinit. Vreme de 490 de ani, poporul a nesocotit sabatul pentru pământ. 70 de ani sabatici, 70 de ani ai robiei, țara a avut parte de sabat. Poporul evreu a crezut că scapă nepedepsit, dar Dumnezeu a găsit momentul în care se spună că ajunge cu atâta neascultare. Însă, Dumnezeu întotdeauna oferă șansa revenirii, răscumpărării. El spune așa, începând cu versetul 44: Dar și când vor fi în țara vrăjmașilor lor, nu-i voi lăpăda de tot, și nu-i voi urâ până acolo încât să-i nimicesc de tot și să rub legământul meu cu ei, căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor îmi voi aduce aminte spre binele lor de vechiul legământ, prin care i-am scos din țara Egiptului în fața neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul. Acestea sunt rânduielile, poruncile și legile pe care le-a stătornicit Domnul între El și copilul Lui Israel, pe muntele Sinai, prin Moise. Dragi prieteni, acest fragment este cu totul deosebit. El este o garanție că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Sfânt, dar în aceeași măsură, plin de dragoste și de bunătate, un Dumnezeu care dorește mai degrabă binele și nu răul. Este o mână întinsă pe care Dumnezeu o prezintă întregii lumi. Să nu ne socotim, să nu ne socotim sfințenia lui Dumnezeu, dreptatea lui și dragostea lui. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.